În pandemie, Gigi Becali spune că prețurile terenurilor s-au dublat. La fel s-a întâmplat și cu profitul său. A avut și 12 milioane de euro cash din terenuri vândute anul trecut. Ce a făcut latifundiarul cu banii, aflați din materialul următor. Pandemia a afectat financiar foarte mulți români, dar pe alții deloc. Ba din contră, încasările lui Gigi Becali au crescut considerabil în această perioadă. Pentru mine nu a fost nicio perioadă grea, a fost chiar și mai bine de 5 ori. Păi cum așa? S-au dublat prețul la terenul. Uite așa. Și am vândut în pandemie terenul la dublu preț decât era înainte de pandemie. Astfel, latifundiarul din Pipera a făcut milioane de euro în această perioadă numai din terenuri. Am vândut în pandemie pe mar, am luat 11 milioane bani cash. Vezi, în pandemie cum face domnul? Omul ține cont de pandemie. Omul dă când vrea el și cui vrea el. Toată averea, plinirea asta, toată e a domnului, tot de bogăție. Și el a dat mie și a zis, bă, uite, îți dau ție să administrezi. Dacă nu administrezi bine, vai dă capul tău. Așa că Becali știe exact ce să facă cu banii. Pe lângă afacerile sale, îi ajută și pe alții cu bani. Acesta a trecut granița în privința donațiilor. De ceva timp s-a apucat să construiască biserici în Africa. Imaginile astea sunt din Uganda, Rwanda și Burundi. Acolo unde vedeți voi că este clădirea făcută deja și toate celelalte, sunt mai multe clădiri, da. Este Uganda. Am înțeles. Celelalte unde se construiește este în Rwanda și unde se construiește acum, tot așa, catedrală ortodoxă. De altfel, Gigi Becali a declarat că își dorește ca la bătrânețe să se retragă la mănăstire, în acest sens demarând construirea unui schit în județul Vâlcea.